Domnilor și domnilor, am revenit la agricultura, la raport, așa cum vă anunțam încă din prezentarea de la începutul emisiunii noastre. Astăzi vom sta în fața dumneavoastră până la ora 22.30, până la 10 și jumătate. Avem subiecte importante, interesante, invitații pe măsură și atunci trebuie să îi stoarcem așa un pic de informații și să profităm de prezența domnilor lor aici în studiul AgroTV. Vreau să mă reîntorc un pic la termenul ăsta de 15 mai, domnule ministru Botănoiu, și să-mi spuneți care este situația în momentul de față. Păi, în momentul, în momentul de față sunt peste 770.000 de... Procentual ce înseamnă? Este un procent foarte bun. N-aveți datele la dumneavoastră? Nu, n-am exact să vă, spun, să vă spun peste 70... Uh, și 3% din ceea ce înseamnă suprafețele, suprafețele depuse, de 90% uh, uh, din ceea ce mi-aduc eu aminte, uh, sunt uh, uh, lucruri interesante și cred eu că până la uh, data de 15 o să ajungem la ceea ce ne-am propus. Ar fi foarte bine dacă lucrul ăsta s-ar realiza. Se realizează fără discuție. Da, e normal. Toți ne dorim ca să accesăm toți banii care sunt pus la dispoziție. Banii care credeți că nu am putea să ne desfășurăm activitatea dacă nu i-am primit. Pentru că la prețurile care se practică la achiziția cu în România, fără subvenții, credeți că foarte mulți dintre noi nu ar mai n-ar mai exploata nici o palmă de pământ. Dar pentru că tot vorbim de, de subvenție, aș vrea să-i pun o întrebare domnului ministru. E cineva din teritoriul, din Sălaș, care mă tot sună și m-a rugat frumos să vă întreb, domnule ministru, a avut 10 capete de bovină eligibile la plată, între timp una a murit sau s-a întâmplat ceva cu ea nu știu exact ce s-a întâmplat, oricum nu mai era și n am mai primit niciun niciun ban. E corect? Nu e corect? Nu. Deci, dacă are documente justificative uh, de la, uh, cu, decesul, cu decesul acestui animal, sigur intră la parte fără probleme. Uh, încă un lucru important vreau să spun: mâine apare în monitor oficial uh, legea și mâine va apărea și ordinul cu privire la funcționarea uh, acelor asociații aceste. Uh, uh, corectări, să le spunem, ale legislației anterioare. Și pentru că m-ați întrebat de, de cifră, sunt 770.097 770. în data de 10 mai cu o creștere de 21.670 față de ziua anterioară, ceea ce înseamnă că este un ritm foarte bun. Ce asta comparativ cu anul trecut? Uh, ăsta. Nu Cred că nu pe comparație. Ca văd care este ritmul și dacă, dacă, dacă într-adevăr, se va ajunge bă, la 100% bă, f, la sigur, la 50%. Dar, mai sunt zile. Dacă sau sunt corecții de peste 130% față de anterior, vă dați seama, 140% depuneri față de ceea ce... Dacă iau în calcul ce spunea Baciu mai devreme, dați-mi voie să am rezerve că se va vor reuși să depună 100% ce până la data de 15? Uh, nu. Uh, nu S-ar putea 100%. să sperăm că nu nu, nu s-a specificat acolo și sigur așa e că cei restanți sunt fermierii mari care au fost planificați spre finalul înscrierii și de aia vă întreb, 70% din suprafață sau din numărul suprafață, de fermieri? Deci am Este foarte posibil să se încheie să nu cont de faptul că spre finalul înscrierilor au fost repartizați numai fermieri mari. Asta este. Care au și situațiile clare. Care au și situațiile clare, merge și ușor, și având și suprafeții mari, imediat completează suprafața. Vă întrebam de, de. totuși. Trebuie să lămurim Intră, de intră, domnul Baciu. Pentru păi deci la plată, trebuie păi să dovedească de ce. E suc. vorba de, de subvenția da. Vechi. Da, și intră la plată, pentru că... că ceea ce s-a reglementat acum, ceea ce a venit acum, este valabil de aici încolo. Retroactivitatea nu se aplică, dar de regulă și atunci, dacă el face dovada, nu în străinării sau ce au făcut, zice, domnule, a murit și ce ai făcut cu ea, nu știu. O nu, s-a furat -o. Sau a furat-o. Deci el trebuie să aibă documente de la poliție că i-a furat-o, de la medicul veterinar că a murit. Deci trebuie să aibă documente care să justifice că altfel... Vă dați seama... Bănuiesc că ne ceva, ascultă da. acum și da. deci, va ca Dacă, dacă se sunt documente în spate, da. Domnilor, anul ăsta sărbătorim 10 ani de aderare la Uniunea Europeană. Cum se vede agricultura românească după 10 ani de aderare la Uniunea Europeană? Domnul Coman. Pomicultura prost. Pentru că piața europeană acum este foarte uh, pretențioasă. Dacă comparăm cu piața țărănească de fructe de acum 10 ani, în care producătorul mic avea rolul lui și își trecea uh, oarecum veniturile către nivelul social, acum vă spuneam că fermierii mici sunt sufocați cel puțin la câteva specii, în care unele țări europene domină, clar piața, și aici vreau să specific, să subliniez mărul, fermierii se o duc rău. În această perioadă nu s-au făcut plantări masive, nu s-au făcut investiții decât sporadice, fiecare cu ce eforturi proprii. Este, cum spuneam, în exercițiul bugetar primul element, primul element în, concentrat de fonduri și e vorba de o sumă mare, de aproape 500 de milioane. Dar în cei 10 ani, de asemenea, cercetarea pomicolă s-a diminuat. În prezent, institutul mai se bazează mai mult pe trei, aproape trei stațiuni de cercetare și alte două care funcționează așa la limita de avarie. Să zic, e vorba de stațiunea Iași pentru Moldova, stațiunea Constanța pentru zona de sud-est și stațiunea Bistrița și mai adăugăm încă două cu Firave, Voineștiul și Băneasa. Deci în 10 ani în pomicultură, deci nu s-a investit, în cercetare nu s-a investit în cercetarea pomicola. Nu putem vorbi de un progres. Putem vorbi de un progres bazat pe, pe proiectele care s-au câștigat în competiții, proiecte care sunt, au la bază nu un concept, o platformă de dezvoltare, ca și planul tematic care prevede uh, experiențe de lungă durată, ca și livada de genetică, de resursă genetică, de câștig genetic pentru anumite linii, vorbeam de sările acestea de nuc. De asemenea, plantațiile mamă, trebuie să avem grijă de ele. În această perioadă, foarte multe plantații mamă nu au mai fost certificate, pentru că costurile de certificare sunt foarte ridicate, fermierii pepinieriști trebuie să înregistreze, taxele la ITC, SMS-uri sunt destul de mari, taxele la ISTIS pentru noi, produse intelectuale, de asemenea, sunt la nivel european, să zic, dar finanțarea cercetării sau ameliorării este privată, să zic, așa cum vorbea cel de la Târgu Mureș. E, e, Vorbeam de plantații mai la, toate, la mai toate speciile bătrâne cu probleme și generatoare de boli și de dăunători. Câte plantații tinere s-au înființat pe programul ăsta 4.1a? Avem o evidență, da, să da. vedem cam cum, Au fost cam cum stăm de... față de ce aveam la un moment dat. Deci, deci domnul Banu, în statistica zi, zilei, cred că suprafața este în jur de 150.000 de hectare. Plantații însă, noi. Nu, vorbesc de total, însă ele cuprind atât plantațiile vechi, care sunt în declin și care nu mai produc nimic, deci statistic vorbind. Plantații noi nu sunt mai mult de 5.000 de hectare făcute în ultimul an. Extrem de puțin. Iar cele care, cele care sunt avizate pe măsura europeană sunt la nivel de 3.000 de hectare și noi scontăm 10-12.000 de hectare noi, vă spuneam la cel mai înalt nivel. De suprafețe de de mici, se le face greu. Oricum, rata de plantare de 1.000 500 de hectare anual nu e rău, sau 2.000-3.000 de hectare. Ne apropiem, practic, de rata de plantare dinainte de uh, criză. Vorbesc când uh, la cele 300.000 de hectare de pomicultură plecau cam 35.000 și veneau 3.000-5.000 din, din urmă. 2-3 mii de hectare nu e rău. De aceea punem mare accent pe acest proiect, pentru că această sumă pentru că este singura, așa cum am spus, care alocă bani pentru investiții în vomicultura în ultimii 20 de ani. În rest, s-au făcut investiții sporadice. Vorbeați de mărcare, care specia cu care care creează ce, foarte mari probleme. Care creează probleme, cultivatorii nu mai sunt motivați Extraordinar de să de mari probleme. Să cultive. Care către ce specii să se îndrepte, după opinia noastră a Institutului. am întrebam eu România și mai devreme, vorbeam mai devreme. Ce ar trebui să planteze? Pentru că sunt zone care se pretează pentru pomicultură, viticultură. Ce observăm? Deci România are condiții climatice pentru toate speciile care, clar, care sunt în state dar... 20 și ceva de specii. Nu vorbesc de cele care sunt acum acuz de special. De... Speciile sâmburoase reprezintă un atu, așa cum am spus prunul în continuare reprezintă specia care va crea un pentru cultivatori pentru care cele trei componente de valorificare, e vorba de componenta proaspătă, componenta uscată și componenta distilată. Să nu uităm că România a fost mare exportator de prun și piața europeană dorește prune europene și nu prune asiatice și de aici prunul rămâne cel care și în conceptul nostru de dezvoltare se va afla primul loc. Speciile alături de prunci, reșu și celelalte sâmburoase, ca piersicul și caisul, rămân importante pentru bazinele consacrate. Arbuștii fructiferi vin din urmă, să nu uităm de căpșun. Avem bazinul de la Satul Mare, care nu trebuie lăsat chiar liber. Și au fost foarte multe încercări pe acel bazin, care cred că însumează mai mult de 1000 de hectare, e o problemă socială acolo și văd că revine la sistemul de cultură tradițional care a creat sau familie întotdeauna baza dezvoltării și nu pe culturi anuale sau mai mici de un alt, culturi de cu uh, fructificare continuă și așa mai departe. Să nu uităm și chiar de speciile de care vorbea domnul Baciu, e vorba de un component important a arbuștilor fructiferi, de speciile cu uh, destinație pentru prevenirea unor boli, sunt specii importante, nu vorbesc numai de cătină. Într-adevăr, cineva trebuie să oprească să nu ne trezim numai cu o țară de cătină, dar nu, cred că la 12.000 de hectare cât noi ne așteptăm va fi așa o problemă. Sunt parcă 150 sau 180 de hectare de cătină avizate până în momentul de față. Sunt nesemnificative deocamdată aceste specii. Vorbim nu și de Aronia, vorbim și de Loniceră. Văd că acum a apărut un proiect de, poate nu vă vine să credeți, de măceș. Bun, eu -am, nu mă refer la o specie anume, domnul director, eu când m-am referit, încă o dată, ca să fiu înțeles, mă refeream că acei bani puțin cât sunt să se ducă acolo unde într-adevăr fac ceva, adică nu-i dăm de dragul de a-i de a cheltui. În sensul ăsta, în rest, fiecare specie este valoroasă Valoarea și are întrebuințarea. Îmi pare rău că trebuie să vorbim asta acum după 27 de ani, să regretăm că ne-am trezit târziu, că nu ne-am păstrat piața atunci când am avut-o și am decimat-o cu bună știință de multe ori. Sau de, nu știu, de necunoștințe. Dar le-am distrus, și astfel am ajuns acum să regretăm și să vedem că mărul, care eram profesor în măr că de aia și extins în România, acum avem o problemă că nu avem desfacere, că uh, la alte specii care, într-adevăr, întotdeauna am avut pe piața europeană la cireașă, la vișine, la prună am colegi care știam că uh, la persic, uh, o, o piață foarte bună, nu aveam noi marfă. Cât, cât se, cât, se, se cerea. Uh, ori, nici n-am avut o strategie, nici nu am avut o orientare clară să vedem unde o dezvoltăm, cum, cine are piață. Și s-a ajuns aici unde s-a ajuns. Dar să trecem, că nu sectorul meu, uh, la vegetar lucrurile după 10 ani stau puțin mai binișor. Uh, mă rog, și în sectorul ăsta sunt și bune șirele, Adică influența asta europeană a avut uh, dublu efect. Uh, unii s-au acomodat, unii nu s-au acomodat. Au crescut cerințele față de calitate, în primul rând, ceea ce a, a pus o mare problemă fermierilor la un moment dat. Acum lucrurile și-au intrat uh, cât de cât pe făgașul bun. Uh, s-au dezvoltat în timp uh, exploatații uh, agricole. Uh, Exploatații care iar ar și cei mai Pot vorbi de performanță? Uh, cei mai mari fermieri din, din Europa, unii se realizează o performanță cum niciodată nu am visat, și nu-i e, nu e departe de când uh, eram medaliați pentru un uh, 4 tone de grâu la hectar, și acum vorbim de 8-10 tone. Uh, unde un 5-6 tone de porumb, la fel ai premiul întâi, acum vorbim de 12-15 tone la hectar. Deci se vede o evoluție, e adevărat că a apărut și tehnică nouă în aceste exploatații și altfel se poate asigura niște condiții optime pentru dezvoltarea acelor specii. Regretăm faptul că am fost invadați de 90% numai de sămânță străină și nu autohtonă. Bine era dacă erau acei hibrizi, erau românești. S-au depus toate eforturile, că și asta este un merit al Uniunii Europene, au depus toate eforturile pentru a distruge cercetarea românească și bineînțeles, acum am trebuie să supere nimeni, dar și noi am pus umărul, cât am putut ca să o distrugem ajungând factori decizii care de care mai ciudați și unde nu mai aveau nevoie de nimic, totul era bun de afară, acum regretăm că ne-am bătut joc de așa ceva, aveam tradițiile noastre, aveam piața noastră, eram recunoscut pentru anumite produse agricole care le obțineam, dar în general în sectorul vegetal, excepție făcând gospodăriile mici, care cu toate eforturile, ce puțin în exercițiul ăsta financiar, domnule ministru, știți că este adresat numai fermierilor mici. Vreau să vă spun că și fermierii mari au fost mici la un moment dat, dar nu numai lipsa banilor sau numai nevoia banilor pentru a dezvolta o, o, o afacere în agricultură, cred că mai e nevoie și de știință în agricultură. Uh, trebuie și ceva experiență, pentru că asta nu se învață peste, peste, noapte. Și dacă îi analizați pe fermierii mari, o să vedeți când îndeplinesc toate aceste condiții, ca să nu mai fim invidioși de ce el a reușit. Nu uh, nu odată m-am exprimat și mă exprim și în seara asta, indiferent câte în o să-mi că chiar dacă s-a hotărât ca banii să se ducă spre mica exploatații, cred că trebuia găsită o altă formă de încurajare a performanței și nu cea care s-a găsit, pentru că e, cred că cei din Europa joacă la două capete și știți sub dumneavoastră la fel de bine ca și mine că în comisiile europene, în Parlamentul European se optează pentru fermele mici, fermele de familie, pe când guvernele lor de acasă depun eforturi financiare pentru mărirea exploatațiilor. Pentru că știm foarte bine că uh, suntem într-o piață destul de cruntă și dacă nu vii cu un anumit volum, nu, și nu ai succes și calitate. Deci nu ai succes. Și iarăși știm că orice business devine rentabil de la o anumită dimensiune. Nu? Ori a, Văd acum a, mai toți, spune, da, ai două hectare, de ca să fie elegibil să mai trebuie încă 50 de ani. Vezi cum faci, vezi cum discuri, vezi cum mai reușești să cumperi două vaci ca să accesezi proiectul ăla. Dar chiar că nu că privesc cu neîncredere. N-ai cum, pentru că sunt, ca să ai 5 hectare sau câte iesouri yes cu Dumnezeu, să rupe limba, că nu, alt termen nu te tot putut găsi. Uh, nu poți să-ți amortizezi, să, să, să faci o investiție, să faci o modernizare. Nu o poți, am, -o poți uh, amortiza. Nu ai cu ce dintr-o suprafață atât de mică. Deci trebuie gândit altceva. Eu, uh, nu că aș lua sistemul american, pe care l-am văzut ceea ce înseamnă subvențiile, dar cred că pentru a a, a ajunge la performanță pentru a dezvolta aceste exploatații agricole ar trebui să fie, a, știu eu, nu știu dacă e bine spus, subvenționate, nu știu a, dacă termenul este corect, dar al producției. Așa, al determin. Îl stimulez până la urmă. Îl stimulezi cu cât producții pe unitatea de măsură dai în circuitul economic, cu atâta subvenția să fie mai mare. Și atunci ai să vezi că există acel interes. Iar câteva măsuri pe care... De măs până la bun. Măsuri care le-a luat uh, guvernele de până acum, și nici cel actual, vă uh, că n-a trecut peste, de a încuraja, uh, nu în de a încuraja, dacă luăm uh, o schemă de plată la subvenție, unde îi spui că de la la, îl ții pe ăla acolo, pentru că lui ăla îi dai mai mult și el nu va ieși niciodată din sfera aia. Deci, băi, dacă depășesc 30 de hectare sau 60, nici nu știu cât Am, e, iau mai puțin. Așa? Îmi dă cu 45 de euro mai puțin. Așa că, las că bine așa. Dacă dădeați o subvenție pe uh, producția scoasă în, 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 circuitul economic, o să a fost chestia asta, dacă vă aduceți aminte undeva pe 94, 96, nu mai țin minte, când se dădea aceea primă la, la greu. Nu, asta cred că nu e o întrebare capcană care o puneți. Că dumneavoastră sunteți un fiind cunoscător a regulamentelor europene și știți da. foarte bine că, că ce? plata pe uh, kilogram uh, de produs uh, de la munții de lapte și de un și așa, nu, nu nu, modificat. nu, 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 vorbim de bani europeni. Că acolo spuneți că trebuie să-i duceți Nu, țuri. știți dumneavoastră, nu așa. știți dumneavoastră. Dar acele ajutoare care le mai dați, inclusiv eu dacă vreți, de ce nu îl băgați pe o structură din asta? Păi, aia, bani, dacă... Și atunci, ați să vedeți cum toată lumea urmărește să se extindă, să producă mai mult, să vândă mai mult și asta valabil și la vacă și la, la, la carne și peste oriunde. Așa? Țineți vaca de 300 de kilograme, nici măcar nu e o vacă normală, care n-a mulso și n-a dat-o la montă niciodată, dar o are la număr și dumneavoastră în fiecare an îi dați subvenții. Nu, dar domnul Baciu... Și eu că... Iertați-mă că intervin. Dați-i voie domnului ministru, ministru să, să, să răspundă, vr, dar după o scurtă pauză. Nu. Domnul ministru. Da, vă rog, vă rog. Am văzut că v-ați notat toate Dan, întrebările pe care, v -a v -a care vi le-a ridicat domnul președinte Baciu. După câteva minute de promo și publicitate, răspundem la toate întrebările.